Un bărbat a fost găsit fără suflare pe marginea drumului în localitatea Dejan. Echipele de cercetare au fost solicitate vineri dimineața în satul Dejan după ce localnicii l-au găsit fără suflare pe un consătean de-a lor pe marginea drumului. Bărbatul de 49 de ani locuia singur și obișnuia să consume băuturi alcoolice, spun sătenii. Trupul bărbatului a fost transportat la spitalul din Făgăraș în vederea efectuării necropsiei. Din primele investigații, medicii spun că pe trup nu au fost găsite urme de agresiune. 25 ianuarie 2019, în jurul orelor 8 și 10, poliția municipiului Făgăraș a fost sesizată telefonic cu privire la faptul că în localitatea Dejan se află o persoană decedată. Echipa de cercetare care s-a deplasat la fața locului a constatat faptul că în fața imobilului cu numărul 106 din localitatea Dejan, pe marginea părții carosabile, se află cadavrul unui bărbat în vârstă de 50 de ani. La examinarea exterioară a cadavrului, acesta nu prezenta urme evidente de violență la nivelul capului, corpului sau membrelor. În continuarea cercetărilor, s-a dispus transportarea cadavrului la Spitalul Municipal din Făgăraș, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Polițiști efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca la finalizarea verificărilor În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii ucidere din culpă, urmând ca la finalul verificărilor să se dea soluția de către autoritatea de parchet competentă.